Am revenit, suntem la Agricultura, o șansă pentru România. Vă spuneam înainte de pauză că vom aborda în continuare cel puțin două teme fierbinți ale sectorului agroalimentar din România. E vorba despre o ordonanță care e deja în vigoare, și anume cea privind amânarea plăților curente către bănci și către distribuitori, către companiile de inputuri. Și mai există încă o idee, sau nu știu, sunt niște proiecte care umblă așa prin spațiul public legate de plafonarea adaoselor comerciale, ca să fim foarte corecți. Bun, discutăm pe aceste teme împreună cu invitatul de la această oră, domnul Mihai Moraru, este președintele Asociației Distribuitorilor Input Agro România. Bună ziua, domnule Moraru, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și salut pe toți cei care ne urmăresc acum. Mulțumim. Bun, să începem poate cu cea mai fierbinte temă, spuneam noi, cea privind plafonarea adaosurilor. Care este poziția asociației pe care o conduceți? Am văzut că ați făcut un demers și în spațiu public și vă rog să ne dați și argumente. Noi nu am primit nimic oficial de la Ministerul Agriculturii în ceea ce privește plafonarea adaosului pentru inputuri. Știm doar acel proiect care a circulat în tot spațiul public, o ordonanță pe care nu știm cine a scris-o, că nu și-o asumă nimeni, nici măcar ministerul nu și-a asumat-o, care se referea la plafonarea adaosului comercial pentru alimente și inputuri. Până acum, din informațiile din presă, dar și din declarațiile făcute de alte asociații, special din domeniul alimentar, au fost consultat la Ministerul Agriculturii și înțeleg că ieri a fost o discuție mai tensionată la minister, în urma căreia a fost în presă faptul că această plafonare pentru alimente nu mai este de actualitate, adică s-a renunțat la idee. A fost o declarație a ministerului sau a celor de la Roma Alimente? Ministerului n-a fost. Nu. Ministerul n-a fost aici, n-a avut o declarație, dar am văzut chiar aseară pe la ora 20, am văzut oameni care au fost prezenți la aceste discuții, aha, consultări ce fi fost, da, care au spus că plafonarea pentru alimente nu mai este de actualitate și că se va face un sistem de monitorizare a prețurilor pentru următoarele 3 luni. Întrebarea logică e dacă mai e de actualitate cea pentru inputuri, să zic, nu? Sau o fi picat toată ordonanța, mă rog. Nu știu să vă răspund, pentru că, așa cum am zis, noi nu am fost consultați, întrebați, invitați. Nu am știut niciodată de unde să luăm ideea asta. Ce știm este că, într-adevăr, dacă au fost negocieri la minister, într-adevăr, mai mult cu partea de sistem agroalimentar, înseamnă că, totuși, ministerul a avut o intenție, ca să, dacă organizezi consultările... Cu siguranță, da. Măcar dacă ne luăm după declarațiile publice ale ministrului, care a spus de mai multe ori că își dorește lucrul ăsta. Exact. Acum, ideea asta de plafonare, așa cum, mă repet, cum am văzut-o în proiectul prezentat în mod public, cu peste 4.000 și ceva de produse alimentare la plafonarea adaosului de la producător până la supermarket sau hipermarket, cu plafonarea adaosului pe inputuri, ea nu este funcțională. Și nu este funcțională într-un motiv foarte simplu, și am să vin cu un calcul foarte simplu pentru cei care ne urmăresc. Gândiți-vă că multe companii plătesc în acest an taxa pe cifră de afaceri de 1%. Da. Da? Da. Introdusă la începutul anului acesta. Exact. Acea taxă, ca să o poți plăti, pentru că este obligatorie, te obligă să faci un profit de minim 6%. Asta reprezintă ea. Dacă nu faci un profit de 6% pe companie, ești în pierdere. Te aduce în pierdere, nu? Acea taxă, practic. Exact. Te aruncă în pierdere. Păi dacă taxa de 1% te obligă să faci un profit de 6%, cum să vii să plafonezi adaosul la 5%? Aha, corect. E bună, e excepțională demonstrația. Dar stați un pic, e 5 sau e 20? Că până la urmă sau încă nu știm. Sau e... Păi nu, erau două nivele. Pentru distribuitor și importator 5. Ah, da, da, aveți dreptate. Acolo e 5 pentru distribuitor. Pentru producător și acolo ar fi 20. 20.
Corect, deci ne raportăm la cel 5. Deci pui 5, dar unei companii trebuie minim 6, ca să zic așa. Deci aproape o aruncă în pierdere automat. E faliment, adică o astfel decizie care nu are în spate măcar acest calcul minimalist, doamne, ai pus o taxă pe cifre de afaceri, care mă obligă să fac un profit de 6% și dacă limitezi adaosul la 5, păi ori elimini, scazi taxele pe care totul stat mi le impus, ori atunci îmi dai șansa ca să-ți achizi taxele, pentru că altfel nu funcționează. Da, e foarte bun calculul, e un exemplu, cred, elocvent pentru, mă rog, nu mai zic pentru ce, pentru felul în care e gândită uneori politica fiscală. Bun, probabil că asta le veți spune și celor din administrație, dacă vă veți întâlni cu ei. Înțeleg că ar putea avea loc o întâlnire, nu? Un dialog ceva. Da, este foarte posibil să o întâlnire săptămâna viitoare. Noi nu am solicitarea pe care am făcut-o către minister, nu a fost făcută neapărat pentru această ordonanță, pentru că, repet, nu am fost niciodată consultați pentru ea. Noi am făcut-o mai mult pentru că situația la ora aceasta, după adoptarea altor două ordonanțe, OUG-ul 4 de amânarea plății de la fermier către bănci distribuitori și utilități și OUG-ul 7 pe creditul fermierului, au creat un fantastic blocaj financiar în domeniu. Iar promisiunile care s-au făcut la momentul adoptării celor două ordonanțe, și anume că se va asigura lichiditate la nivel de fermă care se va transfera către tot lanțul, ele nu s-au întâmplat. Pentru că, uitați, intrăm în noiembrie, plățile pe calamitate nu s-au făcut, plățile pe subvenție nu s-au făcut, chiar dacă au fost promisiuni de plată în luna octombrie. În același timp, dacă ne uităm la creditul fermierului prin ordonanța 7, el este nefuncțional. Vreți să ne aduceți, fiți amabil, vreți să ne aduceți un pic aminte pentru telespectatori cam în ce variantă e acum creditul fermierilor sau cum arată ordonanța aceea 7 pentru... Păi este în formatul vechi, tocmai aici este problema. Ordonanța 7 îi oferă fermierului varianta unui credit cu garanție de stat cu un ajutor de stat limitat la valoarea de 280.000 de euro. Da. Dar acel ajutor de stat, el e deja mare parte consumat de către fermier, pentru că și ajutorul de calamitate e tot ajutor de stat. Și subvențiile de euro, în primăvară, e ajutor de stat și atunci, practic, nu prea mai rămâne plafon. Am înțeles. Deci nu se prea califică aproape, nu? Sau mă rog. Foarte mult fermier, da, nu se mai califică. La momentul negocierilor pe această ordonanță la Ministerul Culturii din luna septembrie, atât fermierii cât și băncile, cât și noi am spus că trebuie mărit acest plafon. S-a spus că dacă va fi mărit la 560.000 de euro, uitați că până astăzi el nu este mărit, chiar dacă ordonanța acestui credit a fost aprobată. Și fermierii nu pot accesa acești bani. Înțeleg tot din presă de săptămâna trecută că abia acum guvernul și ministerul face o solicitare către Comisia Europeană pentru a accepta mărirea acestui ajutor la 560.000, dar și a termenului de acordare de facilități, pentru că acest credit se acordă pe regimul Ucraina, regim care expiră la 31 decembrie și acum tot ministerul solicită și prelungirea până în iunie anul următor. Deci, cu alte cuvinte, avem un program de finanțare foarte frumos care nu funcționează. Da, iar toată această situație spune că se sparge în, să zicem, în zona dumneavoastră a distribuitorilor de inputuri, a băncilor, de ce nu, nu? Cei care, pentru că fermierii, cum spuneți, au această facilitate, nu știu cât de facilitate e, dar nu plăti, dar mai amâna din plată, nu? Păi, momentan, fermierii, eu zic așa că fermierii, în marea lor parte, sunt oameni de bună credință care vor să-și achite datoriile către oricine, nu contează că e distribuitor, bancă, leasing și mai departe. Corect. Dar nu are acces la finanțare. Și nu numai că nu are acces la finanțare, nu are nici încă ajutorul sau subvenția în cont și atunci mulți dintre ei se află în imposibilitatea de a-și achita cheltuielile curente lunare. Deci problema vine de la întârzierile tuturor instrumentelor de ajutor sau de finanțare, nu numai unuia, pentru că
dacă ar fi fost un plan mult mai calculat și s-ar fi dat drumul la niște bani în tranșe începând de luna septembrie, probabil că situația era alta. Adică dacă am fi avut plata ajutorului de calamitate în octombrie la început și subvenția în noiembrie și în decembrie, poate, sperăm că se va debloca acest credit, nici fermierul avea totuși lunar niște bani care intrau în cont. Dar momentan nu are nimic. Adică vă referiți la ceea ce promisiunea aceea de a fi, de a lichidiza un pic piața sau, mă rog, fermierii și implicit să meargă banii mai departe către plăți, da? Înțeleg că acest lucru nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Noi ne apropiem de finalul anului. La acest moment sectorul distribuției este aproape de colaps și nu exagerez cu nimic când vă spun asta. Pentru că deja distribuitorii au adunat sume importante de plată către producători, dar la rândul lor ei n-au încasat din piață pentru casele, așa cum mai devreme, n-au primit acești bani. În același timp, distribuitorii ar trebui să aducă de la ora asta marfă în depozite sau în țară pentru noua campanie, dar nu-și permis să achite în special produsele care nu au o perioadă de finanțare foarte mare la producători, și mă refer aici la îngreșeminte, mă refer aici la anumite tratamente. Prin urmare, la ora aceasta, foarte mulți distribuitori nu au capacitatea financiară de a începe în condiții bune noul an agricol pentru 2025. Da, iar lanțul arată așa ca într-un blocaj. Înțeleg că nici fermierii nu se pot aproviziona de la dumneavoastră și, sigur, vechea variantă a creditului furnizor probabil că e un pic mai complicată în situația dată, nu? Păi este mai complicată pentru că acest credit furnizor însemna recuperarea banilor și includerea lor într-un nou proces de vânzare sau într-o nouă campanie. Exact. Dar în momentul în care nu ți-ai recuperat, nu ai ce să arunci ca și credit furnizor în noua campanie. Corect. Acum, din punctul meu de vedere, toată lumea a stat liniștită după adoptarea UG4. Da. Noi încă de la momentul negocierilor, de la momentul la prima întâlnire la minister, am spus foarte clar că este un risc de blocaj foarte mare pentru finalul de an, noiembrie-decembrie. Atunci toată lumea a spus nu, că vor veni bani în octombrie și creditele vor funcționa, vor face lichiditate. Uitați că au trecut 6 săptămâni și nu a intrat niciun leu în domeniul agricol. În același timp, la consultări, dar și după, am sezizat faptul că sunt mulți fermieri, culmea, cei care sunt cei mai afectați după acest an, cei care au fost calamitați într-un procent mai mare, ei, chiar dacă a reușit guvernul și ministerul să modifice acest credit, să zicem, mâine Comisia Europeană, ei nu vor fi bancabili, pentru că nu au venituri pe acest an. Și atunci ei nu vor primi aceste credite. Și am spus foarte clar că trebuie să găsim și alte instrumente care cumva să aducă această lichiditate în sistem, pentru că acești fermieri, așa cum au spus și băncile, nu vor putea trece de criteriile minimale de eligibilitate, criterii peste care nu poate să nicio bancă, pentru că sunt criterii pentru tot sistemul bancar european. Le poate schimba nimeni printr-o ordonanță de urgență. Corect. Nu s-a lucrat nimic aici. În ultimele 6 săptămâni noi tot am încercat să găsim în continuare aceeași energie, aceeași deschidere ca în septembrie, ca să gândim instrumente financiare auxiliare, ca să zic așa, pentru a avea mai multe surse de finanțare în domeniu. Ne-am și declarat disponibilitatea, am spus, pentru acești fermieri care vor fi refuzați de către bancă, care poate nu mai au plafon de garanție de stat, este un instrument prin care noi să ne putem, sau dumnealor, să-și poată acoperi datoriile și găsi niște facilități pentru creditorii lor, că sunt distribuitori, că sunt bănci, că sunt leasing-uri, în așa fel încât să poată și ei funcționa. Și am venit cu mai multe propuneri. Din păcate, ne dați un exemplu, vă rog, că sunt curios să vedem cam, mă rog, cum ați vedea. Sunt mai multe variante, unele, într-adevăr, nu pot fi implementate pe termen scurt, e nevoie de un cadru juridic. Uh-huh. Ca să dau aici un singur exemplu, am vorbit de acest certificat de recoltă, care el funcționează în alte țări și poate oferi fermierului
E ca un certificat care îi oferă o garanție care poate să meargă să-și ia niște credite sau o finanțare. E ca și cum avea un certificat de depozit pe cereale, același regim. Este un tipizat care circulă plecând de la o producție minimă garantată pe o anumită cultură și o valoare minimală pe tonă. Nu s-a mișcat nimic aici, nici măcar la nivelul teoretic să putem să discutăm acest subiect, chiar dacă un alt sistem funcționează foarte bine în Ucraina pe timp de război, de exemplu. Dau exemplu pentru că e lângă noi și cred că fermierul ucrainean în condiții de război e care cea mai mare problemă de a-și obține finanțare. Absolut. Senzația mea e că la minister nu se conștientizează aceste lucruri, adică ar trebui să se știe, dar parcă nu sunt conștienți de toate aceste situații. Nu vreau să mă pronunț aici. Era observația mea, nu vreau să vă atrag sau să vă duc neapărat în zona aceasta. Dar cred că, cum spuneți, cred că zona soluțiilor e cea mai bună, adică vă propuneți soluții. Aici este zona soluțiilor. La fel am venit și am spus că sunt foarte mulți fermieri unde nu spunem noi, spun băncile, spun ei fermierii că încă din vară au avut probleme în a obține finanțare la bancă, chiar cu ducând garanții personale, pentru că fie anumite bănci nu mai vor să financeze agricultura așa cum o făceau înainte, după anul acesta, fie acei fermieri au evaluări slabe ca indicator financiar, nu neapărat că, nu știu, au fost executați sau că au alte probleme. Da, evaluări bancare, să le numim, bancabilitate. Exact. Și am zis ca statul să vină cu alte soluții de finanțare atât timp cât acești fermieri nu vor putea să lua la bancă bani, ce facem cu ei? Și nu sunt puțini. Gândiți-vă că la 3 milioane de hectare calamitate într-un procent mare anul ăsta sunt destul de mulți. Da. Și am spus, ok, creați un sistem cu garanție din stat în care acești fermieri, dacă nu sunt bancabili, distribuitorii sunt dispuși ca să-i financeze în campania următoare, ca să poată să-și continue activitatea, dar să și încasăm banii pe care avem din restanțe la acești fermieri și veniți cu un sistem de finanțare cumva cu un instrument către bănci dedicat distribuitorilor pentru astfel de fermieri, în care, bineînțeles, dacă și banca e de acord, și toți de acord, și fermierii de acord, să fie o soluție alternativă. Pentru că altfel nu găsim altă variantă ca pentru acești fermieri de a-și plăti datoriile și a începe un nou an. Da. Am mai venit cu o propunere pentru a găsi soluții tot așa de finanțare pentru campania următoare. Și am spus foarte clar, la un nivel al dobânzii foarte mare în România comparativ cu restul Uniunii Europene, comparativ cu restul țărilor din regiune, adică în România are cea mai mare dobândă din Europa la ora asta, din european. Da. În România, orice companie la o bancă plătește o dobândă cuprinsă între 7 și 8%. Dacă trecem granița în țările vecine, dobânda este 4, între 4 și 5. Dacă mergem către centru și vestul Europei, este între 2 și 3. Aici ne aduce costul foarte mare, pentru că această dobândă ea se traduce până la urmă într-un cost de finanțare care este inclus în prețul de vânzare sau în prețul de import. Da. Am venit și am zis, ok, haideți să găsim un instrument dedicat inputurilor, doar inputurilor, în care am inclus semințe, tratamente, îngrășăminte, motorine, tot ce intră în ciclu de producție, prin care se poată achiziționa pentru anul următor atât fermierul, cât și importatorul, și producătorul, și distribuitorul, și cine este pe tot lanțul, să poată folosi un instrument financiar cu o dobândă mai mică să-și poată scădea costurile acestea, pentru că sunt mari, le se duc pe lanț. Nu avem nimic până la această oră. V-am dat trei exemple, da. Numai că nu avem nimic finalizat, nu avem nimic început. Da, și timpul e cam contratimp, pentru că nu suntem în... Ne apropiem de zona aceasta de toamnă, nu de sămânțele de toamnă. Ne apropiem de finalul de an și ne apropiem de perioada aceea în care plecăm toți în vacanță și când vom reveni după 15-20 ianuarie, sunt șanse foarte mari să ne mirăm ce vom găsi. Ce vom găsi ca și produse, ca și prețuri, ca și disponibilități, ca și marfa adusă în țară, pentru că, repet, o lipsă de lichiditate nu are cum să te aducă stabilitatea prețului, stabilitatea stocului, nu are cum să te aducă marfa la timp,
Nu are cum, adică trebuie să înțelegem, pe o estimare făcută nu de noi, ci de o companie mare de consultanță din România, nevoia de finanțare, și poate că ar fi bine să vorbim foarte despre suma pe care vă spun, nevoia de finanțare urgentă pentru următoarele 6 luni, adică lichiditatea care să ajungă în domeniul agricol, nu doar către fermieri, către toți jucătorii din agro, că vorbim de combinate de îngrășăminte, distribuitori, producători, importatori, fermieri, este de minim 10 miliarde de euro. E o sumă impresionantă, mare. Adică e o sumă imensă. Acum gândiți-vă, la o lipsă de lichiditate de 10 miliarde de euro, din care încă vreo 2 miliarde 3 sunt încă datorii restante adunate, că s-au mai adăugat față de acum 2 luni și alte scadențe, cum ar putea funcționa bine acest lanț de la producător până la distribuitor și fermier? N-are cum, sumele sunt foarte mari. Numai dacă e să calculăm dobânda și deja vorbim de sume foarte mari. Da, și ceea ce ne spuneți dumneavoastră este esențial, pentru că, de fapt, toate aceste lucruri se vor duce, nu știu, azi, mâine sau în primăvară, se vor vedea în câmp, să zic așa, adică în producția care va fi anul viitor, nu? Se va vedea, da, în momentul de față... Dacă nu se găsesc niște soluții rapide, să zicem, da? Sau exact, exact. Asta am spus și noi în scrisoarea publică. Spus, momentan nu se simt, pentru că este la finalul campaniei de înființare a culturilor de toamnă, unde partea de fertilizare, cine a vrut să o facă, deja a închis-o, partea de semănat, deja cine a avut nevoie de sămânță a luat-o. Nu se simte acum, dar din ianuarie se va simți foarte puternic și noi mai avem, cum am și comunicat, ca termen maxim, dacă până în 15 decembrie nu găsim o soluție, adică următoarele maxim 6 săptămâni, e târziu și atunci. Pentru că, în mod normal, cum am spus mai devreme, noi acum, în noiembrie, asta făceam aprovizionări. Dar să zicem că, dată fiind situația, nu știu, fabricile, importatorii își vor asuma și mai târziu, sper cât mai mult spre final de an, aceste aprovizionări. Dar dacă depășim acest termen de 15 decembrie, șansele sunt foarte mari ca să avem mari probleme pe lanț. Da. Cât de mari, nu știm, pentru că știți foarte bine, orice investitor, orice producător își duce inputurile acolo unde vede o piață care dispune de bani. Corect. Unde câștigă mai mult. N-am și mai, o piață mai sigură, în orice caz, decât ceea ce vedem în România. Exact. Exact. N-avem cum să ghicim fiecare producător de îngrășăminte unde își va îndrepta vapoarele. Dar corect, știm că nu își va îndrepta aici dacă nu sunt bani. Haideți să rămânem cu această concluzie și, evident, rămânem pe recepție la ceea ce ne-a spus. Mi se par lucruri de o importanță extra foarte mare și foarte grave, îndrăznesc să spun, dar poate se vor găsi niște soluții prin dialog și prin explicații. Mulțumesc pentru intervenția din această seară, pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm aici la AgroTV. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. La revedere. Bună seara. A fost Mihai Moraru alături de noi, președintele Asociației Distribuitorilor Input Agro România, cu problemele pe care le-a descris foarte exact domnul Moraru și care, încă o dată spun, cred că sunt foarte stringente sau sunt stringente pentru agricultura românească, să nu fac un pleonasm. Rămânem pe această idee. Vă mulțumesc pentru prezența, prezența în fața televizorului, evident, pentru că ne urmăriți. Vă invit să rămâneți pe AgroTV. Ne revedem și ne reauzim.